Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bogdan Șofen și vă prezint știrile zilei de la Făgăraș. Vi s-au încălcat drepturile? Ați suferit un abuz din partea autorităților sau instituțiilor administrației publice? Apelați la Avocatul Poporului. Ieri, pentru prima dată, reprezentanții acestei instituții s-au aflat în orașul nostru pentru a-i asculta pe făgărășenii cu probleme juridice. Au căzut la înțelegere cu primăria și vor veni de acum la Făgăraș în fiecare lună. 10 făgărășeni au venit ieri la întâlnirea cu Avocatul Poporului. Reprezentanții instituției brașovene s-au aflat pentru prima dată în orașul nostru. Decizia de a programa audiențe la Făgăraș se datorează faptului că mai multe persoane au trimis petiții prin poștă, au sunat la dispecerat sau chiar s-au deplasat personal la Brașov pentru a semnala nedreptățile la care au fost supuși. Dar cum decurge această procedură? Petentul vine, își prezintă pe scurt problema, în cazul în care dorește poate lăsa și o petiție scrisă, care trebuie să cuprindă datele de identificare, problema pe care o întâmpină în raporturile cu autoritățile administrative publice pe care, eu știu, le reclamă sau funcționarii publici pe care îi reclamă. Petiția trebuie să fie însoțită de acte doveditoare, în sensul că trebuie să anexeze fie numere de înregistrare prin care a depus petiții la autorități administrative publice, fie să fie însoțită de documente prin care să dovedească dreptul pe care el pretinde că dreptul care i-a fost încălcat. Abuzurile și nedreptățile la care au fost supuși i-au îndemnat pe unii făgărășeni să caute înțelegere și soluții la reprezentanții Avocatului Poporului. Pentru impozitul pe casă. În 2010 s-a spus la radio că nu se majorează impozitul pe clădiri, impozitul așa. Când mi-a venit înștiințare în ianuarie, în februarie, cât am de plătit, când mă trezesc că vine mai mult, pentru că în 2010 sau în 2009, nu mai știu exact, când s-a dat o hotărâre de Consiliu ca să se măsoare din nou toate clădirile, așa. Și s-a măsurat cât s-a măsurat, mi-a majorat impozitul și sunt foarte nemulțumită pentru faptul că nu vreau să fiu o turnătoare, pentru că eu nu dau cu nume, nu dau cu nimica. Totul se poate vedea. La impozite doar e calculator, se vede. Se știe cine ce casă are, cum are. Eu locuiesc pe trandafirilor, am o curte de 1 metru și 15 centimetri, am garajul făcut sub camera din față și ăla mi-a pus desfășurat la impozit. Și nu sunt mulțumită. Când am venit aici la primărie și am întrebat de ce la mine s-a făcut și la alții nu s-a făcut, mi s-a spus că nu mai iau personal ca să continue măsurătoarea. Am venit că am fost desmoștenită de un nepot care a fost consilier la primărie în Mândra. Și m-am judecat prin 3 tribunale, am luat telefon la Curtea de Apel Brașov și nu mi s-a făcut dreptate. Am zis că totuși aș vrea să deschid din nou proces ca să se rezolve, pentru că sunt moștenitor legal. Nepotul a vândut tot acum, și pământ, și grădini, și casă, și tot. După preluarea și analizarea petițiilor, petentul urmează să primească un răspuns în maximum o lună. Petițiile se înregistrează, se analizează și în termen de 30 de zile maxim petentul primește un răspuns. În cazul în care apreciem că este necesar față de actele pe care le depune, se poate deschide un dosar, se fac demersuri la autoritatea pe care petentul o reclamă și se trimite un răspuns final în care se comunică rezultatul. Ieri a fost prima dată când Avocatul Poporului a stat de vorbă cu făgărășenii chiar la noi în oraș. Nu va fi ultima, spun reprezentanții instituției care au ajuns deja la o înțelegere cu primăria Făgăraș pentru a continua acțiunea o dată pe lună. Venim în fiecare zi de marți a ultimei săptămâni din lună. Vom veni ulterior terminării programului de audiență a domnului primar, deci ora 12:30 cred că va rămâne în vigoare și pentru următoarea întâlnire. Avocatul Poporului este cea mai reprezentativă instituție a statului de drept care militează pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului. Instituția contribuie la soluționarea prin mediere și dialog a conflictelor dintre persoanele fizice și autoritățile administrației publice.
Polițiștii de la proximitate au ieșit astăzi pe străzi pentru a vorbi cu făgărășenii și a-i sfătui să-și ia măsuri de siguranță, și asta pentru a nu deveni victimele infractorilor. Poliția municipală primește zilnic plângeri de la cetățeni sau patroni de magazine care anunță că au fost călcați de hoți. Făgărășenii au aflat astăzi cum trebuie să prevină furturile din locuințe, spații comerciale, dar și din case de vacanță. Oamenii legii susțin că doar proprietarii de apartamente și magazine care nu sunt vigilenți rămân fără bunuri. Mai multe echipe de polițiști de la proximitate i-au sfătuit pe făgărășeni și au împărțit în oraș pliante cu recomandări și măsuri preventive care țin hoții la distanță. Prin aceste pliante noi vă aducem la cunoștință să vă luați măsurile necesare pentru prevenirea furturilor la locuințe. Să închideți geamurile, să verificați ușa la plecare, să fie încuiată, asigurată. Ați avut până acum probleme cu furturi din locuințe sau din societăți comerciale? Nu. În cazul în care veți avea vreodată probleme, să sunați la numărul de urgență 112, să apelați lucrătorii poliției pentru a putea prinde și identifica autorii acestor infracțiuni de furt. Polițiștii atrag atenția. Înainte să plecați de acasă, nu uitați să verificați dacă ați închis ușile și ferestrele. Mai mult, dacă vedeți persoane străine care vă trezesc dubii, nu ezitați să le cereți explicații cu privire la locatarii pe care îi caută. În acest fel, spun polițiștii, îi puneți în încurcătură și puteți descoperi eventual suspecți. Totodată este indicat să rețineți semnalmentele celor pe care nu i-ați mai zărit prin zonă. O țintă obișnuită a hoților din Făgăraș sunt spațiile comerciale. Sfaturi utile în vederea prevenirii furturilor din societăți și din locuințe. Deci, când plecați de acasă, să închideți geamurile, să verificați ușile, da, să fie încuiate. Da. La societăți la fel. A, deci asta e pentru locuințe și asta e pentru magazine. Da, deci niște pliante prin care atragem atenția cetățenilor să trebuiască, să-și ia măsurile necesare pentru prevenirea furturilor. Da. Da. Ați avut probleme până acum, furturi din locuință, furturi din... Din locuință nu, din magazin, da. Din magazin se fură atât de ce îmi e o geantă după. E bun venit. Ați citit pliantul? Asta? Nu, încă nu. Nu. Ține cont de ce scrie aici? Dar cum să nu? Zici, trebuie să le... Să... Sunt niște sfaturi. Da, sfaturi, da. E foarte bine. Veți urma sfaturile primite? Da. Avem și noi o siguranță. Polițiștii spun că făgărășenii trebuie să țină cont de informațiile tipărite pe hârtie. Respectate, indicațiile pot preveni situațiile în care cetățenii și proprietarii de societăți comerciale rămân fără bunuri de valoare. Acțiunea de astăzi s-a desfășurat în mai multe cartiere făgărășene. Tudor Vladimirescu, Galați, Combinat, 13 decembrie, dar și în centrul orașului. În total, oamenii legii au împărțit peste 400 de pliante. Creșterea numărului de femei informate corect asupra metodelor contraceptive sau scăderea numărului de sarcini nedorite și conștientizarea femeilor de vârstă fertilă asupra riscului apariției unor sarcini nedorite sunt câteva dintre obiectivele prevăzute la nivel județean în cadrul campaniei de informare desfășurată în acest an, cu ocazia Zilei Mondiale a Contracepției, zi care este marcată chiar astăzi. Planificarea familiei mele contează, este sloganul sub care se desfășoară la nivel județean campania de informare a populației cu privire la contracepție. Aceasta este organizată de către Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, OMAR, precum și medici de familie și medici din cabinetele de planificare familială. Campania este organizată cu prilejul Zilei Mondiale a Contracepției, care se sărbătorește în fiecare an pe data de 26 septembrie. Acțiunile desfășurate stimulează populația să-și însușească informații corecte privind metodele contraceptive și sănătatea reproducerii. Obiectivele sunt creșterea numărului de femei informate corect asupra metodelor contraceptive, creșterea interesului femeilor față de contracepție, scăderea numărului de sarcini nedorite și conștientizarea femeilor de vârstă fertilă asupra riscului apariției unei sarcini nedorite. Studiile recente relevă faptul că tinerii au nevoie de o mai bună informare în această privință, iar rezultatele arată că o sarcină din 10
aparține unei mame care este ea însă și încă un copil. Astfel de rezultate nu sunt străine nici medicilor de la maternitatea din Făgăraș. Cu toate acestea, în orașul nostru, tinere cu vârste de 15 ani continuă și acum să devină mame. Ediția de astăzi cu principalele informații locale se încheie aici. Pentru a ne urmări pe internet, accesați adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Să ne vedem cu bine!